pentru a se ședință ordinară, când este în seama unui primar, numărul 18 din 22 ianuarie. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 12, absentează de motivat domnul Dumnezeu, domnul Gavrilă și domnul Ciumătanu Codruț. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legală și consecrită și își poate începe lucrări. Domnul primar, vă rog să prezentați ordinea. După cum ați fost înștiințați, avem pe ordinea de zi 7 proiecte, o suplimentare și punctul de vedere. Cine este pe ordinea de zi? Nu știu dacă vă permis timpul să dați citire la procesul verbal de pus la dispoziție. Sunt multe. Aveți observații? Dacă nu spun, mă rog, ce este pentru procesul verbal de 29-a. Domnul Oprea și Iva Ținiță. Și domnul Proiectă, vă da. Oprea și Iva mă găsește. Pentru cel din 28-a, se abține domnul Oprea. Cine este pentru? De ce mă Oprea? Eu cred că a fost că eu Proiectă. Nu, până la 9-a n-a fost. E problema cu... Cu inversarea atunci. Cu inversarea. Deci tu vrei la opre, eu știu. El a fost așa. Eu știu că a fost așa. Nu, a fost domnul Oprea și a inversat. De luna 9 2018, da? Da, da. E singura dată când a zis. Mă abțin. Pentru cel dintre 10-a 10-a, se abțin domnul Proi. A, ce-a venit și cine este pentru? Pentru cel din 23-a 12-a se abține domnul Mărcuț, domnul Matilde Aurențiu și domnul Croiu. Cine este pentru? Având în vedere că domnul președinte lipsește, vă rog să faceți propuneri pentru președintele pentru ziua de astăzi, ședința de astăzi. Propuneți, domnul Florea. Domnul Ian. Domnul, eu vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Nu mai trebuie. S-a creat un precedent în cadrul Consiliului nostru, când au existat refuzuri. Eu sunt ultimul consilier care am venit, am depus ultimul jurământ în acest Consiliu și atunci voi fi ultimul care voi fi și președintele ședinței. Și cu asta e basta. Vreți să strângeți lumina? Da, categoric. Și apoi vreți să vă mai spun un lucru? Oricum, într-o legislatură ne vine rândul de câte două ori. Mai luați încă o dată cu ceilalți. Asta e o condiție, că dacă am venit mai târziu, să fie ultimul, nu poate să fiu... E dreptul meu. Dacă ați acceptat dreptul de refuz altui coleg din rândurile noastre, altora. O face... Altora. Altora. O faceți supunit. Dar e numai asta. Numai că devine Nicola să mă Propun domnul Matei. Cine este pentru? Domnul Matei Bapțescu. Da. Vă rog să preluați conducerea. O să ne pregătim și cu urmea. Nu mai vii, vă rog, chiar. Primul proiect cu ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 1, pe 2019, pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunicării de subvață pe anul 2018. Dacă se scrie cineva la fine, sau nu știu cineva să spune ceva vis-a-vis de așa spune proiect. Înțeleg că nu s-a scris nimeni, propun la vot. Cine este pentru? S-abține cineva împotrivă? Nu. Deci nu am dat cei prezenți. Deci la proiectul numărul 2 din ordine de zi. Proiect de hotărâre numărul 2 pe 2019 pentru aprobarea unor reglementări în ceea ce privește terenul din domeniul privat al Comunei, identificat prin Cartea Funciară 60067, inițiator domnul primar Rândaru Gabriel. Dacă doriți cineva să scrie la Comunei. Domnul Sârbu, s-a mai scris cineva? Dăm cuvântul domnului... A, și domnul Mărcheanu. Dăm cuvântul... Știți zic? Domnul consilier Sârbu, aveți cuvântul.
Eu știam că această firmă care a, căruia i-am aprobat transformarea în, contractul pe balastieră, nu mai dezvoltă alte activități în comună cu ei. N-am știut că mai vrea și piscicultura acum. Dar este un subiect foarte delicat, în sensul că e nevoie de așa ceva în comuna Căiuț, numai că sunt niște chestiuni care sunt prea laxe pentru acest contractual. Deci 49 de ani, începând din 2008, 11 s-au dus, mai rămân 38 de ani de activitate. Chiria pentru teren, pentru 15 hectare, este de 2035 de euro pe an. Este o chirie infimă. Nu are nici, nu este niciun articol în contractul acesta, deci de acord cu contractul, dar contractul trebuie îmbunătățit. 2035 de euro pentru 38 de ani, nu mi se pare corect. În general, contractele, când e vorba de plată, de plăți, trebuie să se reajusteze în funcție de anumiți parametri. Inflație, productivitate și așa mai departe. Aici, în contractul ăsta, 2038 de lei, 2035 de euro pe an, ar veni 170 de euro pe lună. Nu mi se pare corect. Putem să aducem un amendament că chiria va suporta modificări, majorări, adică reajustări, că asta e termenul juridic, reajustări, în funcție de 3 ani îi lăsăm de grație ca să-și termine investițiile, după care va veni un evaluator să vadă dacă este rentabilă afacerea pe care o dezvoltă dumnealui în comuna Căiuț și, conform situației care va fi la momentul respectiv, chiria va fi în creștere. Pentru ca să-i dai 38 de ani cu 2003... Cine știe ce va fi în 38, peste 38 de ani? Da. Nu sunteți de acord cu treaba asta? Adică nu când nu sunteți de acord. Cu grila notarial. Cum? Grila notarial. Domnul este o grilă care permite legal. Ce se permite? Cu asta, cu pământ. A, de închiriat? Da. Păi, sigur că e închiriat, sunt de acord. Este o grilă, sigur. Cum e cu pădurile, așa e și cu pământul arabe. Și o grilă notarială care spune pădurea tânără se vine 10 milioane hectare. Pădurea care e maturizată ajunge la 80 milioane hectare, nu? Pentru că dânsul se bucură de uzufructul chiriei de acolo. Poate pește, îl vinde, face comerț. Dar chiria rămâne fixă 38 de ani. Păi în 38 de ani nu știu. Iei un suc cu banii. Abrila putem să o fixăm noi, mă. Consiliul local. Dar nu... Da. Fixez, dar nu poți să fie strictă. Păi nu, mai aveți ceva de spus? Eu am văzut acolo, în comuna Bârsănești, la intrare pe dreapta, amenajarea unui lac piscicol pentru divertisment. Cu căsuțe, cu... posibilități de pescuit sportiv sau chiar și beneficiu propriu. Dânsul își face un restaurant acolo. Foarte bine, restaurant pescăresc. Trebuie să aibă și utilitățile necesare, că n-ai să te duci să-ți faci nevoile prin tufișurile pe acolo. Deci trebuie urmărit cu atenție toate detaliile la acest contract. Obiecțiunea mea este aceasta legată de chirie. Chiria pe 38 de ani să rămână fixă, nu mi se pare corect. Nu este fixă. Cum? Nu este fixă, nu trebuie să vă întreb. Nu scrie, domnul primar. Scrie la capitolul 4. Unde? Ultimul. Nu. Redevența anuală este de 2035 de euro pe an și se plătește la curs oficial BNR la data facturării. Da, nu, aveți dreptate. Nu? Asta l-a scris. Da. Bun, are cuvântul domnul consilierul Ocean. Domnule, observația vis-a-vis de redevența înscrisă în prezentul contract ar fi unul din motivele pentru care eu din start nu pot fi de acord cu contractul respectiv. Eu vreau să vă fac un lucru, că am citit punct cu punct contractul respectiv și mai mult decât atât am luat și legislația în domeniu.
Contractul este o făcătură, permiteți-mi să vorbesc în felul ăsta, adică, mai popular spus, este un bătrai care trage jarul doar cu turta concesionarului. Și la prima vedere se vorbește despre pește. Terenul este amplasat acest... Eu am discutat și cu domnii din executiv, istoricul acestui contract. Am mai luat la cunoștință faptul că până anul 2008, când a plecat contractul respectiv, legislația în vigoare, care altfel și fixat din zilele de astăzi, nu este tocmai favorabil nou a concedenților, dacă am vrea să luăm asta. Eu vă spun un singur lucru. 2.035 de euro înseamnă 10.175 de lei pe an. Pe zi a venit 38 de lei. Terenul este această investiție amplasată, este albia major al râului Turda. Vom putea, din studiile geodezice, veți vedea că tot substratul litologic a acelui teren înseamnă balast. A ne face noi o iluzie că respectivul din stat a gândit, acum ai spus, băi, dar ce treabă ai tu? Că el e investitor, e treaba lui. Uzufruct, când vorbești în contract de uzufruct al terenului și atât, practic, de drept și de fapt, este balast. Spune tot contractul respectiv CCA, circa 13 hectare, lucru de apă. 13 hectare din 15 concesionate pot fi 14,99. Eu am luat un calcul, doar 13,5 hectare. Celelalte fiind canale, construcții și așa mai departe. Ori 10.000 de metri pătrați hectarul, din omul 675.000 de metri pătrați. La o adâncime, săpătură, la o adâncime de 5,50 m, cu înlăturarea stratului fertil de 50 de centimetri, care este acolo, lucru păzut, nu înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât 573.000 de metri cubi. Prețurile de balastieră a unui metru cub de balast este cuprins între 72 de lei și 136,67 de lei. Media ar veni de 113 lei. Luăm cei 573.000 de metri cubi de balast. Nu le zicem că prin înlăturarea podmolului mai rămân 90,5%, nici 85%, și spunem că rămân doar 55%. Înmulțim cu prețul mediu al balastului calculat la prețul cu balastierea. Să se ajunge, domnii mei, la suma de 10.400. Să ajunge la suma de 59.153.625.000 de lei, împărțit la 5 euro la ora actuală, 8.10.438.870. Vei spune, bă, dar stai așa, ce te interesează dacă omul câștigă? Nu ai decât să câștigă. El este pus, altceva mă deranjează pe mine, clauzele contractuale în prezentul contract sunt total, sunt fericele mici, așa. Obligații ale unuia și ale altuia. Eu mă întreb, după returnarea bunurilor recte, cele 15 hectare, legea spune că vor fi, după returnarea bunurilor, cele 15 hectare, în totalitate nouă, după 49 de ani, considerând că el nu mai dorește. Și atunci revine pământul nou, da? Înapoi. Bunurile care îi aparțin, mașinării, benzi, rulante, tot ce fac el pe acolo, treaba bună. Construcții că sunt ale lui, dacă nu vrem noi să îi cumpărăm. Nu, dacă îmi dă noi, că a venit domnul Dulan. Și s-a început votat deja, fiind un proiect. Cum nu problema, eu stau indiferent situație.
Cum facem, o să facem și când așteptați consilierii noastre care nu vin ca să vă voteze proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc. Așa o să facem. Păi, ce tu mai iei? Eu vorbeam, domn președinte, cu dumneavoastră. Domn primar. Vorbeați la adresa dumneavoastră și cu domnul președinte de ședință care are hărțuri în mână. Domnul președinte. Vă cer permisiune, eu pot să continui numai în cazul că nu sunt întrerupt. Am fost întrerupt. Vă atenționez cu dumneavoastră, domnul președinte, și puneți la vot dacă vreți să dăm statutul de prezent sau nu, vorba domnului Iulian, și al doilea, nu trebuie să părăiască decât dumneavoastră în ședință, atât. Vreau să-și terminați, dar tot ați întrerupt, acum mai stabilim asta, dacă suntem de acord să revotăm ordinea de zi sau... Nu, lăsați să se termine și poate. Păi, asta am zis eu, de-aia mea, să se termine și poate. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mă am rămas. A, spuneam, 59 de milioane, 153 de milioane, 10 milioane de euro. Vezi, spune că suma e fantastică, fantasmagorică, așa. Vă stau la dispoziție și o coalitate. Domnul meu, într-unul din articole de aici, dreptul franța, obligațiile concedentului, noi, adică obligațiile noastre, articolul 7, alineatul 1, spune concedentul este obligat să nu îl tulburi pe concesionar. Păi, domnule, dar spune urât de tot. Adică cum să nu îl tulburi? Chiar cu prețul încălcării unor reguli de către concesionar, dar tot eu vin și mă întreb, care reguli? Că de drept și de fapt nu sunt stabilite nicio regulă în acest contract pentru concesionar. Vine articolul 9, concesionarul va investi 15.000 de euro pentru protecția mediului. Domnul meu, nu este important suma pentru alocată protecției mediului. Reguli concrete și clare, stabilite, ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă. Și ce nu trebuie să facă. Deci, iată că luat capitol cu capitol în parte, nu vreau să vă rețin mult și să mă înjurați, luat capitol cu capitol, veți vedea că am fost îndreptățit să spun că acest contract este o făcătură și că bătraiul ăsta trage juzarul numai cu turta concesionată. Și nu în ultima instanță, unde este prevăzut în acest contract predarea bunurilor respective și în ce condiții? Lucru care este extraordinar de important. Pentru că, domnii mei, dacă v-ați speriat și nu veți fi de acord cu suma de 10 milioane de euro profit al respectivului, eu vă spun că 15 hectare, dacă le-ai fi cultivat, să obții doar 4 tone de porumb, ajunge la 750 de milioane pe an. Hai să nu mai 10 milioane de euro, dar ajunge la aia, cu greu și mai mult. Oare aia 2035, așa, este sub orice capacitate, posibilitate de a înțelege. Și revin cu o ultima întrebare și anume care. În ce condiții concesionarul va preda concedentului terenul respectiv? Niște tranșee, niște catacombe, niște găuri, marș așa mai departe. Deci haideți să ne întrebăm numai acest lucru. Păcatele lui nu trebuie. Dar vă spun sincer, dați-mi un singur articol și îi găsesc vivă. Și argumentată, nu oricum. Spuneți-mi, în ce condiții vom primi noi terenul respectiv după 49 de ani? Nu până în discuții de aia. Noi nu-l mai primim. Nu. Dar avem urmează. Nu. După 38, că 11 s-au dus. După 38, da, nu este vina noastră că s-au dus 11, domnul Sârbă. Pentru că, la urma urmei, cel care pleacă să investească aia, îți face un studiu de fezabilitate, prefezabilitate și așa mai departe. Și dacă nu este în stare să ajungă cât mai repede la producție, treaba dumneavoastră. Nu și-a calculat afacerea ca lumea. Din acest punct de vedere, vin cu o propunere. Am propus-o și în alt cadru. Profitând de faptul că legislația ne dă posibilitatea să facem control, verificarea modului de exploatare a bunului concesionat,
să putem, domnule, propun să stopăm acest astăzi și în ședința următoare să venim și să supunem la vot și să-l aprobăm, să promitem că-l aprobăm, în urma unei discuții pe care trebuie să o poartă executivul și de ce nu și în același cadru, în același cadru de aici, să rediscutăm câteva clauze contractuale, printre care lăsăm rezidența așa, că dacă legislația nu se ne poate permite, dar restituirea bunului după finalizarea concesiunii, contractului de concesiune, ala trebuie neapărat stabilit. 2. Reguli clare pentru protecția mediului. Nu suma. Că suma nu este importantă, suma. Mă repet. Nu suma este importantă. Este important reguli clare. Regândim, ne interesăm la cei mai pricepuți decât noi și stabilim. Deci, pe de o parte, modalitatea de restituire a bunului după finalizarea contractului de concesiune. 2. A doua problemă. Reguli clare pentru mediu. Și dacă este posibil și de comun acord și redevența, ar fi niște lucruri importante de considerat și în favoarea UAT Căiuți. Vă mulțumesc pentru atenție. Deci, în concluzie, doriți amânarea și completarea, cu discutare, că fără discutarea problemei respective, a contractului respectiv cu concesionarul, este o aerea. Și asta pe care amiabilă și vom fi în stare, dacă ne înarmăm un pic legislativ, pe care amiabilă poate fi rediscutat. Eu așa consider. Mai doriți cineva să ia cuvântul vis-a-vis de acest proiect? Nu. Înainte de a vota, haideți să clarificăm situația cu domnul consilier Durlan. Sunteți de acord să aprobăm din nou ordinea de zi? Faptul că am întârziat... Nu se aprobă, să continuați ședința, dar votați dacă îl primiți. Ah, sau vedeți în continuare. Sunteți de acord ca să participăm în continuare la ședință? Vis-a-vis de acest proiect, dacă domnul primar aveți ceva de comentat sau adăugat la cele spuse de cei consilieri. Vreau să dau doar două aspecte pe care le-a sesizat, le-a spus domnul profesor Sârbu. La euro de vență și în funcție de euro, de 2035 de euro. Luând în calcul ce preț avea euro în 2008 și ce preț are de-aia, dacă a fost făcut în euro, nici nu s-au indexat, nu s-au pus la ce indexare a inflației. Iar la un alt aspect, să nu vedem numai ce spunea domnul Orheanu, partea aia frumoasă, cu, nu știu, cu 10 milioane de euro sau ce... Gândiți-vă și la faptul că în 10 ani, acest agent, nu a produs mare lucru acolo. Eu nu sunt avocatul și chiar vreau fiecare să facă ce vrea, să creadă, să... Dar totuși a dat 20 de euro la primăria Căiuți. Dar și el n-a produs de acolo. Noi, activitatea lui se desfășoară în ochii noștri. Că nu poate să spună cineva că a scos mare lucru de acolo, a făcut nu știu ce afaceri. Și totuși, în 10 ani, dacă calculăm 2035 de euro pe an, din 2008 în 2018, numai până 19, sunt 20.000 de euro. Pe care i-a dat la primărie Căiuți? Și nu cred că a produs. Dar nu-i vina noastră că nu știi să gestionezi. Dar nici nu trebuie să-i dăm în da. Cap. Dar domnul primar, câte erau cu capul ăla acum 10 ani sau 7 ani? Câte erau? Câte acum? Dumneavoastră sunt disparitate de eu. Pentru că v-ați referit la Orheanu, la zicetele cu Orheanu, permiteți-mi, domnul primar, să spun un stat. Faptul că el n-a produs în acești ani nu este vina nimănui decât a lui. Corect. Deci, din start, nu a fi făcut calculul afacerea respectivă, nu și-a calculat un calcul, nu a fost perseverent, nu a fost... E treaba lui, nu e treaba noastră. Doi. Eu mă repet, cu riscul că mă repet și vă plictisez, probabil. Domnule, nu redevența este cuiul pe pelea și ar trebui să fie cuiul tău nou băgat astăzi, ci modalitatea de restituire este acum mediu.
celelalte aspecte. Lăsați redevența, că dacă, am fost, dacă noi am fost, nu am fost... Și nici nu mai conține ca stat de alu. Asta sunt cele două aspecte, noastră, domnul președinte, până la propus. Și... Bun, nu-ți mai scrie nimeni acum, da? Da. Haideți, domnul vice. Înainte de a continua și de a amâna, de a vota, eu întreb pe doamna secretară, care e și jurist, dacă putem interveni legal asupra contractului, cum a fost el sau să-i modifică în ceva comunic, ca să știm. Fără acordul nu putem, inițiativa noastră. Nu aveți clauze. Eu... Da, la cazul ăsta îi spunea ce spunea domnul Mărgan, nu să-l chemăm. Se propune pe portul amiabil. Amiabil, am spus, eu am spus că legislația, că eu vă spun că am studiat ca poate legislația respectivă. Nu, a legislația, noi am semnat, da. Dar am spus să încercăm să avem cel puțin sentimentul realizării așa până la capăt a unui lucru. Reparatoriu. Dacă putem să facem ceva, e de bine. Dacă nu, dar nici să stăm să nu încercăm. Bun, s-a reținut. Domnul consilier Dumnezeu. Da, eu vreau să fac două mici completări, că am luat-o din zbor, dar știu despre ce e vorba. Deci aici, de fapt, nu, respectivul concesionar a făcut o cesiune de contract la un moment dat. El nu poate să-și ducă la vânsul și realizarea activității pentru că a făcut acea cesiune de contract. Deci el, practic, dacă nu-i aprobăm să-i facă un nou contract, poate să rămână pe vechiul, fără să se schimbe ceva. Deci, practic, ajutăm un om să poată să intre într-o formă mai de legalitate și să poată să-și facă investiția. De schimbat mare lucru, nu putem schimba, că foarte bine contractul și-a fost făcut pe vremea mea. Ne poate da în judecată și ne tregiversăm, nu și-a nici autorizație să-și facă lucrarea, nu poate să producă și o să plătim noi. Deci asta vreau să vă spun. De fapt, el poate să rămână în forma care este stăpânește pe vechiul contract, dar acum cum sunt legislațiile la noi și nu-ți dă voie, că dacă fac tot cesiunii care e aprobat în noi pe o firmă și pe alta, nu poate să-și facă investiția pentru că a făcut cesiuni. Și practic noi revenim la prima formă care a fost contractul de concesionar, cum să o gândim logic. Nu prea avem ce câștiga să o băgăm plus, că tot un se va face până la urmă, că trebuie să decolmateze și cu piatra aia trebuie să facă ceva și băgăm beți în roate cuiva. Nu vreau, că chiar nu nicio treabă. Și de pe vremea mea, eu vreau să vă spun cadrul legal care îl văd eu. Dumneavoastră veți hotărâ. Dar eu zic că nu are sens să încurcăm pe cineva care e bruma aia de bani. Dacă o dă, îi dă. Și așa suntem la pământ în comună vis-a-vis de investitori. Același lucru se poate întâmpla și mie care am avut o concesiune teren și oricui. Deci, dumneavoastră decideți dacă e. Ați terminat? Da, mulțumesc. Mai doresc cineva să-mi spun la cuvânt? Nu, dar vreau să vă spun că nu mă spun la cuvânt, ci doar e corect ar fi să spun la vot propunerea domnului consilierului Gorgheanu, înainte de a spune la vot proiectul de hotărâre. Da, spune la vot. Bun, deci nu să mai scriu mie la cuvânt. Avem două situații. Una să supun la vot proiectul așa cum a fost inițiat și a doua situație, propunerea făcută de domnul Gorgheanu. E corect este să spun la vot. Deci, propunem la vot atunci când propunerea făcută de domnul Oreanu în casa mâinii pentru știința următoare și se va atice cu cine? Nu? Așa ați dorit, domnul Oreanu. Da, se va atice și... Da, domnule. Domnilor, între timp ne pregătim. Subiectul, adică concesionarul, nu are de suferit dacă amânăm cu o lună de zi. Exact. Eu nu cred că începe mâine să dea cu excavatorul acolo. Nu, începe cu izăpadă. Bun, deci propunem la vot, supunem la vot propunerea făcută de domnul consilier Oreanu. Cine este pentru amânare? Cine știu? Nu, la vine domnul Sărbu. Da. S-abține? Cine s-abține? Cum se nu, păi, dar haideți să ridicăm mâna sus, care e prea mică. Cu propunerea domnului Orheanu. Sunt de acord cu propunerea domnului Orheanu. Sunt 4, nu? 5. 5. S-abțineri? În luna februarie e contract cu acesta, dar... Doamna secretară, la prima ședință... Frumos, vă rog, dacă sunt 3 posibilități împotriva abținerii, este interesant să văd cine este împotrivă, cine s-a abținut, cine e pentru. Deci s-a abținut cineva? Domnul Sârbu, domnul Matei Laurențiu, domnul Orheanu, domnul Roșcan și domnul Mărcuț, da? Bun. Cine abține sunt?
Împotrivă? Împotrivă. Nu, cine a fost pentru, dar nu, eu nu văd ce să votăm împotrivă la asta. Ăsta e un amendament. Trebuia să spună dacă se aprobă amendamentul la proiect de hotărâre. Amendamentul trebuia scris și trebuia complet proiectul de hotărâre. Păi proiectul de hotărâre. Practic se propune proiectul de hotărâre pe lege la... Nu este amendament. Bine. Să spun că proiectul de hotărâre trebuia să pună la vot. Asta e așa legal. Bun, este amânare. Amânare se pune dacă se votează. Supunem la bucurie cum vorba e anunciat. Și economice și juridice. Deci împotriva a fost restul. Și supunem cum mai indiceam. A picat. Proiectul de hotărâre spuneți la bucurie. Păi dacă asta a picat propunerea de hotărâre. Și atunci spuneți la bucurie. Bun. Deci atunci supunem totul. Pusă de inițiator. Supuneți la vot. Nu spune normal. Deci, și nu se pare normal. Asta a căzut. Nu, nu se spune la vot pe tomă. Bun, cine este pentru aprobarea proiectului faza, așa cum a fost el inițiat? Cine este pentru? E vot invers acum. Da. E pentru. Nu, abține? Nu, deci, Nu, Deci dacă nu se scrie la cuvânt, să pun la vot, la vot proiectul așa cum a fost inițiat. Cine este pentru? Așezare de mormântare. Împotrivă? Abține? Deci a fost aprobat. Următorul proiect. Proiect de hotărâre numărul 4 pe 2019 privind acordarea unui ajutor de urgență. Inițiator domnul primar Rădaru Gabriel. Deci vorba de un alt ajutor. Dacă se scrie cineva la cuvânt, să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 13. Deci 13 pentru. Următorul proiect. Proiect de hotărâre numărul 5 pe 2019 privind aprobarea planului de lucrări în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform legii numărul 416 pe 2001 privind venitul minim garantat cu modificări și completări ulterioare pentru anul 2019 și a procedurilor de lucru pentru implementarea acestuia. Vă rog, dacă se scrie cineva la voi, la cuvânt. Vreau să... S-a scris domnul Dulan, mai se scrie cineva? Domnul consilier, aveți cuvântul. Da. Vreau să vin cu o propunere sau... către executiv. Tot faceți planul de lucrări de interes local pentru cei la 416. Faceți și pentru cei condamnați sau care trebuie să facă ori la primărie, ca să știm ce fac. Păi, e aprobat? E aprobat când s-a făcut lege. Nu s-a aprobat. Nu, am întrebat. Dacă e făcut, ok, nu știu. Cred că am lipsit atunci. Dar... Atât, dumneavoastră. Să mai scrie cineva la cuvânt? Nu. Să punem spre aprobare proiectul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci proiectul a fost aprobat cu 13 voturi. Pentru.
Următorul proiect. Proiect de hotărâre numărul 6 pe 2019 privind aprobarea acoperirii golului temporar de casă în bugetul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Căiuți din subordinea Consiliului Local Căiuți. Dacă sunt doritori să scrie la cuvânt. Înțeleg că nu s-a scris nimeni. Supun la vot proiectul așa cum a fost inițiat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci a fost votat cu 13 voturi pentru. Următorul proiect. Proiect de hotărâre numărul 7 pe 2019 pentru însușirea raportului privind activitatea asistenților personal ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2018. Cine să scrie la cuvânt? Deci nu se scrie nimeni la cuvânt. Supun la vot proiectul, așa cum a fost inițiat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri când nu am citit. Da, deci... Și ultimul proiect. Ultimul, nu? Și ultimul proiect, ordinea de zi, numărul 8, de 2019, privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiunii a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078, per 1087, din 16-4-2018. Dacă dorești cineva să scrii la cuvânt. S-a scris domnul consilier Durlan, mai dorește cineva? Domnul consilier, aveți cuvântul. Da, mă scuzați, domnul președinte. Eu vreau să întreb pe domnul primar. Care e motivul să renunțe la vechea firmă? Suntem de cesionat, pe alta... Care e vechea? Dar nu era situația că e o asociere, din ce vedem. Și când se cesionează, concesiunea gestiunii, serviciului. Se dă alte firme. Dacă sute e platforma depozitare. Romprestul e platforma de societatea de colectare și transport. Și e același lucru. De ce e așa? Deci Ecosud este nouă platforma de depozitare. La Ecosud se depozitează din urmă. Dar și se asociază toți? Dar ce se întâmplă? Nu. Că aici de gestiunii serviciului de operare a instalat deșeurile. Romprestul rămâne Romprest, Ecosudul e Ecosud. Ei sunt mai multe firme aici, dar e același lucru. Problema aici pentru actul ăsta adițional, dacă nu dați voi să vă spun, așa mai din ce știu și eu, la ședințele la care am fost, la care am participat. Dacă vreți să vă spun. Păi da, spuneți-mi, să mă spune cineva la cuvânt. Nu, spuneți. Să dă o subvenție de la guvern, în urma tot scandalului care a fost cu urmaile din Bacău, o subvenție de 30 de lei pe tonă pentru depozitare. Fără TVA. Pentru depozitare, nu pentru colectare și transport. Deci, gunoiul care se adună, pe tonă, se plătește la Ecosud. Ei, 30 de lei fără TVA să se desenează de la guvern pentru tot județul, pentru toată cantitatea de gunoi din județ. De ce s-au ajuns la chestia asta? În urma plății care s-a făcut și la... s-au strâns greu banii și așa, cum s-a făcut la Romprest, Adisul li s-a blocat contul, li s-a executat contul. În momentul când s-a executat contul, noi când plăteam la Adis, o parte din bani ducea la Romprest pentru colectare și transport și o parte la Ecosud pentru depozitare. Romprestul a angajat avocat și a pus executor, a executat conturile la Adis. Și la Ecosud nu mai ajuns niciun leu. Toți banii care se încasează acum, se duc la Romprest, nu se mai duce la Ecosud nimic. Pentru șlea, dacă ați observat și o să vedeți, cred că ați mai văzut și în presă și la Unie și peste tot, e blocată colectarea de gunoi în tot județul. Deci nici la noi astăzi trebuia să vină mașinile, dacă ați observat, mașinile Romprest nu au venit. Mașinile nu comună și nici o comună, normal la noi. Sperăm să se reglementeze după asta, după aprobările astea, numai noi avem ordinare agă la Paris, la Bacău, să mergem cu acești hotărâri. Și a intervenit guvernul să dea 30 de lei. Au căzut ei, 30 de lei pe tonă. Întrebare, dacă permiteți. Așa.
faptul că guvernul a hotărât să dea 30 de lei pe tonă la depozitare, ne influențează într-un fel în bine pe noi, ca așa, sau nu influențează, sau nu contează? Normal că influențează în bine, nu special pe noi. Tot județul. Tot județul, adică pe cetățeanul. Este bani mici, o județ. Adică dacă se răspânsă asupra cetățeanului, într-un fel, cât mic. La momentul ăsta nu. La momentul ăsta nu. E posibil de ceva. Deci tu știi, păi da, acolo noi, înțeleg eu, inițial, din taxele care se încasau, la momentul ăsta două părți, se ducea și la Rom, așa și la EFO. Da. Acum, guvernul dă 30 de bitone numai pentru EFO. Da, da, e o parte din prețul depozitare. E o parte, da, trebuie da, la momentul ăsta nu ne ajută cu nimic. Noi sperăm că din la anul să putem scade prețul la gunoi dacă colectăm mai puțin. Cantitatea de gunoi scade și o să vin la dumneavoastră cu o propunere, cu un proiect de hotărâri, să putem să achiziționăm ori niște pubele sau, dacă nu, măcar o cantitate mai mare de sat și menajer pe care să-i dăm la cetățeni și să-i influențăm să-i poată să colectați, să poată pune gunoi selectiv. Și să nu mai dea oamenii tot felul de gunoi care nu au ce căuta acolo și să ne încarce până cu cantități de 70 de 100 de tone pe lună. La cantitatea de 100 de tone pe lună, dacă facem un calcul, puteam să vă spun că nici pe ele câți bani o să trebuiască să-i dă. Dacă nu scade în cantitate. Adică să fie exact, exact, măcar aproape de necesarul care este, ce se spune, să fie gunoi menager. Să nu o să mai pună rugi prin grădină, măturătură din ogradă, după drum, și să dăm niște saci în care să pună pietrele. E greu la om, dacă îi spui acum, mai nu-ți iau decât gunoi menager. O să spun, dar eu îți plătesc gunoi, 30.000 lei. Dar să venim în sprijinul lor și să le dăm, uite, îți dau 10 saci, pui asta departe. Ori își cumpără fiecare cetățean al comunii că îți plătitor de taxe cântar și stă cu bascula la poartă și îmi întărește gunoiul, ori dumneavoastră cumpărați o bascură mare și o puneți la, și trece mașina cu gunoi peste basculă și îi dă cantitatea de gunoi, ori mașinile vor fi echipate cu... Păi așa, problema, nu se rezolvă treaba așa. Problema la total nu e, noi o gestionăm. Am în luna decembrie și în ultimele 3 săptămâni am trimis după mașina de gunoi la cântare de fiecare dată. Am trimis om, nu se face niciun fel de... cât este mașina, atâta îi se pune. Dar atâta timp cât omul scoate cât un container ăla de abia o miști de jos și după contract și după program, cantitatea de gunoi trebuie să fie de 0,5 kg pe persoană. Noi avem 3.000 și ceva de persoane, mă apucă. Bine, acum din ianuarie, după cum știți, s-au schimbat. Nu mai e prețul pe persoană, mai e casă la persoană, acolo la cantitate. Dar la 3.000 și ceva de persoane, dăm gunoi trip. De 3 ori mai mult ar trebui să dăm pentru 3.000 de persoane. În situația în care cetățenii vor colecta selectiv, îmi spuneți cu saci sau cu tomberoane, cine îl ia? Tot rău prestul? Da, da, avem zile... Poate mașini sau... Avem zile când vin și colectează numai reciclabil. Avem zile când dau program și vin și colectează numai reciclabil. Avem zi pentru hârtii, zi pentru... Deci important, cetățenii se adună, că vine în alte zi și le colectează. Da. Și atunci automat s-a reduce cantitatea de gunoi minajer. Asta nu e cantitate chiar mare, dar acum trebuie să înțeleagă să nu mai dea acele măturături aia. Tot nisipul care o cară la dezepenzirii, nu tot, punem 50% pe drum, pe joseaua, pe drumul județean, în primăvară să duc, să punem pupel. Doare de nisip și de pietriș. Și ala noi plătim, să plătești o grămadă. Am auzit o informație că guvernul pregătește un act normativ, ordonanță sau hotărâre de guvern, care va da dreptul primarilor să încheie contracte directe, adică nu prin aviz special. Știți ce arată genul ăsta? Primarii vor fi autorizați prin act normativ, prin ordonanță de hotărâre de guvern, nu știu, ca să încheie contracte direct cu Rompresu, nu prin aviz, nu prin intermediar. Direct cu Rompresu? Direct cu Rompresu, sigur. Adică să gestionăm dumneavoastră, noi depinde de proșteteța fiecare, să administreze, cheie contract, așa să cum s-a adusez, așa are plățenie. Adică așa vrea guvernul să emită un... Știu doar că acest contract care s-a făcut cu Adisul și Rompresu, e făcut la o scară așa de mare, că dacă
ne ia și ne împarte cheltuielile pe fiecare OAT membră, avem din plătit mult și bine. Toate dotările, pubele, mașini, ce sau... Ai cuvântul, domnul Păținelor Jean. Domnule, vreau să vă fac un lucru următorul. Într-o altă ședință de comisie, a Comisiei Juridice de Protecția Mediului, alta decât astăzi, care am pus în discuție această comisie să facă un plan de măsuri și de acțiuni pentru îmbunătățirea activității în acest domeniu care este foarte aprig dezbătut, nu de acum. Aproape că nu-i an, sunt fiind 3, 4, 5 ori, cu adiționare, cu vaite, că s-a mărit prețul. Domnule, prețul la gunoi n-are cum să scadă. El, prețul pe gunoi, pe unitatea de măsură a gunoiului la tonă, el va fi veșnic în creștere. Pentru că în structura lui intervine carburant, salarii și așa mai departe. Ca noi să nu ne mai băităm despre prețul, în legătură cu prețul gunoiului, trebuie să facem un lucru, să ne propunem un lucru. Pe de o parte, noi să respectăm niște reguli, pe de altă parte, nu noi, stăpânii ai mai mari, care semnează aceste hârtii adiționale cu care ne trimitem la ouă, ne trimitem la ouă așa, să le aprobăm, ei să renegocieze acest contract, care din start eu am spus că nu este corect. Deci dacă mașina care transportă gunoiul este luată în leasing, tot pe spatele nostru, suportată de noi, cei care beneficiem de acest serviciu, de ce nu i-am putea ruga frumos, ca tot pe spatele nostru, tot în leasing, să nu fie impactul puternic deodată așa, să se doteze mașinile respective, că în această lume, dacă vreți, vă aduc filmări, că sunt dispozitive de cântărire electronică, gunoierul de la coada mașinii de acolo apasă 262 la Popescu, i s-a înregistrat pe hard cantitatea de gunoi, pentru că la urma urmei nu este important să ne cumpărăm basculă, pentru că Popescu pune 100 de kilograme, că pune și moloz, iar Ionescu își pune numai menajerul ăla de 1 kg 400. Și atunci, noi dacă nu căutăm să rezolvăm etic, și etic și echitabil, din punct de vedere al echitabilității, adică să nu plătească un concetățean de-al nostru care are 10 copii și un ajutor social numai, să plătească ca unul care are două salarii sau două pensii. Că ăla produce oricum, că ăla produce la banii pe care îi are, produce cu noi mai mult. Și a doua chestiune. În acest plan de acțiune și de îmbunătățire a activității în acest domeniu, eu veneam cu niște propuneri, domnii mei. Noi, Comisia, în cel mai scurt timp, până la ședința viitoare, ne-am angajat că venim cu chestia, cu planul ăsta, îl discutăm în Consiliu, dacă veți fi de acord, să cuprindem câteva aspecte, și anume, în primul rând, trebuie să ne conștientizăm concetățenii. Să nu mai pună gunoiul decât cel menajer, separat, cum a zis dumneavoastră, contribuim pe spatele nostru cu acei saci pentru reciclabil, care îi vom conștientiza pe oameni, că dacă pune reciclabilul separat, se va scădea din cantitatea totală a gunoiului, deci este în favoarea dumnelor. A doua lucru, bate vântul, cum spuneați dumneavoastră, de pe Ratiș până la Pralea, bate vântul pe șosea, la jumătate în fața forței pe acolo și pune tomberon. Păi, e normal că plătim de 3 ori mai mult. Și atunci, dacă îi conștientizăm pe de o parte pe concetățenii noștri, prin niște fluturași, cu niște afișe, ședințe sătești, când mai stau eu de vorbă cu unul, când vin la magazin, și așa mai departe. Dar asta trebuie să fie o campanie continuă, și într-o lună, după calculul meu, în următoarea lună se va fi vizibilă o scădere a cantității de gunoi depuse. În cea de-a treia lună, nu-i lăsat culcat pe lauri. În luna următoare continuăm iară cu aceleași acțiuni. Și eu sper că în 3 luni, până vine primăvara, că atunci va fi durerea cea mai mare, că atunci începe înmăturarea frunzele de până grădină, potoare de și așa mai departe, și atunci va fi o explozie, cantitatea va crește mult mai mare. Deci până vine primăvara, noi măsurile respective să procedem la desfășurarea lor și eu cred că lucrurile pot fi îmbunătățite. În atare situație, voi închid.
domnule, fără o cântărire individuală, nu rezolvăm nicio situație. V-am spus, nu este echitabil ca unul să plătească în contul altuia și mai mult. Și v-am dat și exemplu, dacă vreți, pe experiență. Mergem cu cântarul electronic, cântărim la unul cu 10 în familie, 11, și cântărim la unul cu 3, dar care are două salarii sau două pensii măricele. Deci, lucru care trebuie, domnule primar, ne reprezentați în ședințele de sus. Mergeți cu această propunere, nu știu dacă pe media, pe rețelele de media, am testat chestia asta, am lansat-o și vă rog să mă credeți că am găsit adepți din rândul reprezentanților UAT-urilor. Vă mulțumesc! Dacă nu mai e cineva. Da, poate, doamnă, poate. Doamnă președinte, doamnă primar, eu am mai văzut din media și vreau să vă și eu cu propunere. Deci la Onești, PMI-ul și până acum Consiliul Local subvenționează prețul la gunoi în proporție de 30% și deja sunt votări de Consiliul dat. Eu vreau să vorbesc cu colegii din Comisia Economică pentru următoarea ședință, să vin cu astfel de propuneri de, și Comuna Căiuți să subvenționeze, dar nu la toată lumea. Deci să subvenționăm procentual acest gunoi la toate familiile unde sunt cazuri sociale. Pentru că gândiți-vă, cunosc eu câteva cazuri, cu 7 copii, cu 7-8 lei, 560 într-un an, dă undeva 7-8 milioane pe lună. Și sunt cazuri în acest moment în Comuna Căiuți. O altă problemă. Spuneați că, într-adevăr, și eu am susținut ideea asta cu ce mă repet acum, știți, domnul viceprimar, domnul primar era viceprimar atunci cu cazul ăsta, noi astăzi suntem într-o dilemă pentru că așa s-au dat legile. Pentru că eu semnez contractul cu RomPres sau cine vine, dar acel contract, atenție, este administrat de primărie, chiar și firme și alții. De ce nu și-au făcut contract cu Durlan, cu orândarul, cu oproiul, firma respectivă, da, domnule, ăsta e prețul, dacă nu vreau, nu semnez. Deci, noi le facem treaba. Credeți-mă, cât puteți, și un salariat, și un ce crede el. Pentru că a spus foarte bine, este o societate mare și a făcut un capital de lucru, au 500 sau 600 de mașini câte le au în leasing, și să știți că acolo, când își face bugetul și cheltuielile, ca să, că totul pleacă de la cheltuieli, vine înapoi. Până la prețul care îl definește, este băgat și salariul directorului, și a secretarii, și mașina în leasing, și motorina, și normal să crească prețul, an de an. Dar nu-i numai, inflația. Motorina se duce sus să-și face prețul cât vrea, se duce aia sus, crește euro, transformă și vine. Și vine la ăla, la urmă, care plătește, cine? Cetățeanul. O să fie mai scump ușor decât orice telefonie mobilă, decât orice televizor, decât orice lux ne-l permit, o să fie cel mai scump, o să fie bunor. Asta e viața, pentru că așa suntem tratați. Și noi vom suferi și vom plăti. Iar asta, că acum să revin la ce am început, dacă vă pregătiți, bănuiesc că o să veniți cu bugetul local, luați un calcul care sunteți de acord din Comisia Economică, celălalt comisie, 5 consilieri, 1, 2, dacă noi vin cu o propunere în acest sens, pentru ca familiile nevoiașe din Comuna Căiuț, în baza unor anchete sociale bine definite, să le subvenționăm măcar un 30% din gunoiul, din prețul gunoiului. Pentru că sunt familii care chiar nu au niciun. Mai doresc și noi să scriu. Mulțumesc! Nu. Supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, 11 pentru, 2 împotrivă. Abțineri, domnule. Nu suntem împotrivă. Bun. Trecem la ultimul punct de ordine de zi, diverse. Cine se înscrie la vot? Aici am o întrebare. Păi deci, nu, domnul Mărcuț. La cineva să mai țin la cuvânt? Dăm cuvântul lui consilier Mărcuț. Domnul primar, am vrea să vă întreb când configurați bugetul pe anul ăsta. Așa avea niște adăugiri la
Cum devine bugetul? Păi, când preconizați, când o să ne punem. Îl aprobăm în trei guverne, Consiliul Județean și după aia noi. Da, bine. Domnul consilier Durlan, vă rog. Asta vreau să întreb și-o pe domnul Părândaru, da, când vă vine, nu vine bugetul, vă vin sumele care să le vede de la buget. Să știm pe ce vorbim. Dar până atunci, noi să puteți preconiza un buget. Și în funcție ce vă vine, trebuie să aveți o imagine, o să scădeți în funcție sau o să adăugați. Rugămintea este că să nu mai vină cu bugetul pe ultima 100 de metri, să avem noi măcar o săptămână la dispoziție, să-l discutăm în comisie și poate venim și noi cu amendamente. Eu în alții, în alta, n-am venit cu alte propuneri. Veniți, domnule, cu un draft de proiect de buget. Cu toate cele care le-am discutat. Când ne-ați invitat, domnul primar, și am discutat unele probleme. Trebuie să le pe toate pe acolo. Și în eventualitatea când capul va fi mai mare decât pălăria primită de la stăpânii, cei care hotărăsc soarta verii, atunci vom tăia. Tot așa ne întâlnim, tot cu toții, și cu dreptul respectiv, domnule, stabilim ordinea priorităților, în funcție de ordinea priorităților și a posibilității de a acoperi, așa am zis eu, că pentru că altfel, veți veni dumneavoastră cu proiectul, iar ca de fiecare dată, și nu da, mai încap pe activitatea aia acolo, nu mai încap, nu mai încap pe ea, dar aia nici nu-i trecută pe acolo. Și într-o ședință de o oră, două, nouă poți să stea, nu cred că se pot stabili toate capitolele și nu încap. Deci, veniți cu dracu, nu dați cu așa cum dați materialul pentru fiecare ședință, treceți tot ce avem dumneavoastră executiv, venim și noi iară cu propunerile noastre de atunci, de când le-am mai discutat cu altele, să dacă în cap e de bine, dacă nu, nu. Da? Iar o dragi colegi, așa cum și pe mine mă doare, cred că vă doare pe fiecare dintre dumneavoastră. În primul rând trebuie să țin, în primul rând, de buget, nu de altceva. În primul rând trebuie să țin tot investițiile care le avem în continuare și care trebuie duse, și care le știți și dumneavoastră din ultimele liste de investiții, și de acolo încolo dacă mai putem face ceva sau nu. Deci, fiecare poate să-și creioare, să-și pun o leacă cu un creion, să-și, băi, aici, uite, aici s-a făcut, nu s-a făcut, asta s-a făcut, s-a achitat atâta, cam atâta mai trebuie. Și dacă nu mai permite bugetul, mai adăugăm, dacă nu mai permite, nu mai adăugăm. Plus, vreau să vă anunț că deja sunt în discuții, dau drumul la USF pentru gaz. Pentru adducțiune de gaz. Care e o investiție nouă, la care să ne gândim și acolo trebuie niște bani. Dar, domnul primar, ca revin, iarăși nu sunt singur. Toată lumea am spus-o de aici așa. A te baza numai pe fonduri guvernamentale și locale. Că localul noastră, aproape că fondurile noastre locale nu acoperă cofinanțările. Dacă le acoperă și părea. Și a te baza numai să stai cu miloaga la mâna guvernului. Domnule, haideți, domnule, să mergem o dată. Bă, discutați cu ei, mai mari de acolo. Și punem doamne și din alea europeni. Avem ceva europeni. Domnul, dar de ce n-am avea mai multe, domnule? Că toată lumea crâmbițează în țara asta, că nu sunt atrase fondurile europene la decât în procent de nu știu cât. Spuneți dumneavoastră, nu așa? Toată lumea. Bun, are cuvântul domnul consilier Rău. Domnul Orcheanu, la ce ați intrat peste mine că eu nu terminați? Care-i Orcheanu? Nu, domnul Orcheanu. Deci Orcheanu, da. Eventual să anunți după aceea. Trebuie să lăsăm oamenii cu noi la poartă, că mă dimineați îi păște acolo. Pentru joia viitoare, dar astăzi nu, sigur nu va veni. Pentru joia viitoare o să anunțăm. Adresa de la ADIS Rompre este venită fără termen, nu dat un termen. Până este întrerupt colectarea cu noi până pe data de. Nu. Vede, se rezolvă la recentare situație. Bani. Din discuții, dar nimic palpabil, nimic nefrucial, sunt că o să își dea. Altă de mă. Îl spus, doamnă. Domnul primar, vis-a-vis de SB-ul ăsta cu gazele, ați făcut un studiu pe comună să vedeți dacă lumea este interesată sau nu este interesată, cât sunt interesați, cât nu sunt interesați, ca să nu aruncăm banii în vânt.
Clar. Păi dacă l-aveți, îmi l-aduce la cunoștință. Ce vreți să știți? Trebuie să ne mor câte nu? Să avem și noi idei, noi consiliul local. Cred că nu le sperăm degeaba. Da, lumea vrea din comun. Vrea gaz. Să vedem. Studiu, făcut cât, cum, care, ce zonă, cât, unde vine, unde nu vine. Eu nu cred că îmi trebuie un studiu, părerea mea că 80% o să donați. Păi nu, dar... Nu înțeleg ce studiu vrei. Deci, cine o să profite de gaz? Cel care plătește, domnul. Nu-i dați înțeleg, domnul. Ce state din pământul ăsta va beneficia de serviciul ăsta de gaz? La momentul ăsta, mai puțin cu posibilitate de racordare. La momentul ăsta, primul, că se pot face extindere câte vrei. Va fi căiuți, păpeni și plidari. Era să mă referiți, să vedem exact ce sate ar fi și ce ne-a fi interesat pe satele. Ca să vedem dacă își permite investiția. Dacă ne permitem să-l facem. Asta mă referiți. Nu e a noastră, e guvernamentală. Tot a noastră. Și noi putem bani. Bun, normal că părinte. Nu stă nimeni degeaba. Absolut. Vă rog frumos. Domnul Marcuț. Mulțumesc. Mai doriți și ceva să spuneți? Aș vrea să vă rog pe domnul primar. Domnul primar, spuneți că domnule, numai Căiuțul și Popelul, Brigadul, da? Mai puțin în alte. Uite, așa s-au făcut proiecte, Heltiu, cu asfalt, cu tot. Nu s-a luat cap cu atât. Ce ar fi trebuit făcut pe bucăți. De ce nu facem un proiect mare? Era discuția că proiectele mari sunt aprobate prima dată, nu ori aduce bucățele. Veniți, domnule, cu un proiect cap cu atât. De ce apa trebuie băgată numai la satul de centru și nu și în celelalte sate. De ce gazul trebuie băgat numai la centru și în celelalte nu? Veniți cu proiect cap-coadă, pentru că eu nu cred că... Luăm în considerare, Căiuțul era cu Heltiul la un loc. Nu s-a aprobat sau cum? Eu nu cred că nu s-a aprobat. După, iar mai așteptat, domne, suntem unii dintre noi, nu-i treaba mulți vom pleca. Să dau să fac SF-ul pentru toată comuna, și Pralea, și Căiuț, și aia. Dar operatorul, la gaz e o chestie mai diferită față de celelalte proiecte. Operatorul care vine să cesioneze serviciul, care vine să opereze, așa, nu vine să investească, să își potragă el conductă de la Bridari până la Pralea, pentru nu știu cât aia după aia, să face extindere, nu știu ce probleme. Vrea lucrarea cât mai compactă ca să o iei. Adică intenția mea e să mergem până la capăt cu acest proiect. Nu să rămânem pe el, că mai fost un proiect pe gaze prin 2002, 3, 5, nu știu. Și îl avem și acum. În atare situații nu rămâne decât să mi se întărească convingerea că SF-urile, studiile de fezabilitate, prefezabilitate, e o bună vacă de mulți. Adică am discutat la proiectul precedent cu apa, păi nu, că nu era prin apa canal separat, nu era, că nu se face decât separat, nu se face pe apă și canal la un loc, sau că nu se face domnul separat. Domnii mei, nu de, le la mai 400, de la 4 miliarde 600 la nu 8 le miliarde... Nu le mai facem, le lăsăm așa. Păi nu că nu le mai facem, domnule, să le facem cap cu atât, domnule, nu așa, să plecăm cu ele de la început plecate în mărimii firească și normală. Nu suntem unii ciumă și alții mumă. Dar pentru ce trebuie să Pralea să aștepte încă 14-20 de ani? Nici altul nu este. Vă scriu și eu la acolo. Vis-a-vis de gaze naturale, așa cum și toată lumea știți, în Marea Neagră s-au descoperit mari zăcăminții de gaze naturale, care urmează să fie exploatate. Conform legii offshore-ului, 50% din gazele care vor fi extrase vor fi valorificate pe piața internă. Le-a vândut Tăricianu, domnul. Nu le-a vândut Tăricianu, care e petrolul ce-a vândut Tăricianu. Tot gazele. Să nu sunteți încunoștiți de cauză. Domnul profesor, nu vorbiți acum. E fiind ce dragi. Păi dacă gazele nu merge în Ungaria... Doamne, dar proiectul eu avea nouă fază. Cine are? Deci e vorba de 50%. Inclusiv la nivel de guvern s-a pus problema ca să racordeze aproape toată populația țării la gaze naturale. Raportat cu Ungaria, care 80% din populație sunt raportat la gaze naturale, la noi, în România, numai 32% din populația rurală este. Deci, sunt de acord cu propunerea domnului, așa, când dacă se face studii de sănătate, se facă pentru toată comuna, pentru toate satele, urmând ca proiectul să fie făcut
și executat, îi mai să cea bucăriuță, așa, dar proiectul s-a făcut deja. Dar și-a făcut căriuțul, popii, da, copeni, dar dacă tot investitorul să face un studiu de și guvernul a propus, a promis, că inclusiv el va aloca bani special pentru acordarea localităților, locuințelor din mediul rural la gaz natural. Deci ar trebui să fim cu pas înainte, să fim pregătiți, să facem proiectul studiului de personalitate și când se va da pașa asta, ai primul proiect, primul semnit. Așa este. Adică așa cum se trebuie. Nu-i bun numai un studiu, trebuie două domnii. Dumnezeu, bani am spus. Mai sunt specialul. Dacă îmi dau vrea să termin, că a intrat domnul Orchean, a început să vorbim. Nu mai băgați, domnul Consiliu. A, nu, nu, nicio problemă. Și dacă mă gândesc, sunt funcții libere, da? Eu aș avea o rugăminte până la ședința următoare, la domnul primar, și chiar doamna secretară, notoasă pe o interpelare verbală, să ne prezentați tot ce înseamnă SF-uri, ultimii trei ani făcute și plătite, știm și noi, sau ce mai avem de plătit la investiții, ca apoi să nu o dăm de gard. În afară de asfaltarea care este acum, groapa de gunoi, eu n-am văzut nicio investiție în comuna noastră, la noi, adică. În afara faptului că sunt INSF-uri care se plătesc la costurile care se plătesc și să vedem acum când vine recursul medaliei, câte proiecte din SF-uri făcute. Dar lăsați-mă să vorbesc. Vă aduc contractele de finanțare semnate. Dar nu numai SF-uri. Ce nu mă las să termin? Păi să ne le aduceți să știm și noi ce avem semnat, ce avem făcut. Dar nu-i lisă nimeni. Eu vă cer oficial ca să ne prezentați dumneavoastră. Ca să nu ne... E bine, vă supărați când vă întreabă cineva ceva. De ce vă supărați? Nu vă cere nimeni nimic ilegal sau altceva. Dar vrem să vedem și noi ce aveți și dumneavoastră. Ce mă e? Și noi de-aia aprobăm. Vrem să vedem ce mai aveți de plată pentru la anul în buget când vine. Ce investiții noi îți propun? Că au dreptate. Mie nu mi se pare. Nu. Da, venim, că așa este. Să-ți facă compact. Dar dacă facem un SF-ul sau alte lucrări, să știe și lumea asta care aprobă și pentru cine se fac. Că să mă iei Dumnezeu, să dea Dumnezeu, semnați dumneavoastră 30 de contracte pe toate SF-urile. Le-am semnat. Nu se supără nimic. Sunt semnate, nu trebuie să... Să vă dea Dumnezeu să fie semnate, dar să le faceți odată, că deocamdată nu s-a văzut nimic. Deocamdată nu s-a văzut nimic. Faceți, să aprobați, le apucați-vă de lucrări, vă cereți. Eu trebuie să mă duc să-mi iau rețeta de medicamente. La cine mă duc? Că doamna aia de la Coțofănești, care nu mi s-a părut chiar atât de voluntară și de dornică să facă treabă la căiuț, mai bine, bine că l-a abandonat. Că așa cu atitudinea asta așa de piedestal, ca și cum ar fi regina medicilor, nu cred că făcea față la căiuț. Și așa era... Dar are volum de muncă ea. Are? Păi, domnule, să stea acolo, că... Are mai mult unități. Ce facem? Ce facem? Zilele trec, în fiecare lună trebuie să mă duc să-mi iau rețetă. Nu numai eu sunt. Aia 1700, aproape 2, sau 2000 de asistați pe care i-avea doamna doctor Macovei. Asta ar fi una. Și situația acelei clădiri de la Hezbiu, care se numește, încă se numește Cămin Cultural, care este un pericol pentru cetățenii de acolo și mai ales pentru copiii care se duc acolo și se joacă, e pericol să cadă vreo grindă sau ceva, vreo scândură în cap la copil. Propunerea noastră celor din Comisia de Cultură este să începeți demolarea acestei clădiri și să vă gândiți dacă faceți altă construcție. Nu cred că trebuie abandonat de ideea unui cămin cultural la Hârtiu, dar în condițiile civilizate și destul de încăpător pentru populația de peste apă, care este și adornică de pâine și circ, ca să închei așa mai...
Mai dorești cineva să-i răspund? Mulțumesc frumos! Vreau să dați o răspuns, domnului președinte? Mediul de familie... Ce să vă spun? De la Onești și până la Iași, am luat fiecare instituție în parte. Pentru a plânge și a cere un medic de familie și a face cereri și a încerca să aduc pe cineva aici. Nu ați cum să vă spun că am fost și la DSV, și la DSP, și la Casa de Sănătate, de la director și până la cei care, la juridic, care se ocupă de așa ceva. Este o criză la nivel de țară de medici de familie. Plus că ne-a făcut o reclamă destul de proastă această doamnă doctor și ea a venit să ne ajute, dar asta este. Condițiile care sunt. Acum știți și dumneavoastră, dispensarul din 1917. Așa spune. 1921. Scrie acolo, scrie 1917. A fost construit, dar 21 a fost dat de folosit. O, taie, vorbă trei ori. Ce să vă spun? Speram să vină. Am fost la Iași, nici stagiari nu pot să vină. Și vreau să vă spun că e un mare avantaj pentru medicii familii, în ce cauză. Acest praxis, cum se cheamă la ei, se vinde. Ei poate, iar doamna doctor Macovei l-a lăsat liber. Fiecare să le ia cum vrea, fără niciun leu. Și nici așa, în condițiile astea, nu au venit. Deci, ce să vă spun, tot orașul Onești are 4 medici de familie. Nu sunt. Cei tineri care ies, toți visează spre Occident, spre... Nu avem. Iar, cum să vă spun, simt, o să rămân pe Valea Trotușului de la Onești la Jud, doamna doctora să de la Cuțofănești, că nu înțeles că la anul pleacă să de la Orchești. Anul ăsta, în 2019. Va pleca medicul de familie și de la Orchești. Și este... Deci, doamna doctor, nu a venit chiar de la aia inițiativă. Prin discuțiile mele cu domnul director de la Casa de Asigurări, a rugat-o să vină să fac un transfer, să fie un provizorat între doamna Macovei, care a zis halt și a plecat, a tras hebră, a luat și lumina și a lăsat fișele medicale acolo. Fără un proces verbal, o ceva, domnul, ți-am predat asta. Poate nu era obligată, dar ca și doctor care a avut niște pacienți 30 de ani, care, sau 20 de ani, cât are, 10-20 de ani, care e scris în fișă o viață la om acolo, eu l-aș lua într-un sertar fără să te interesezi ce se întâmplă de aici încolo cu el. Acum dacă asta e viața. Acum, dacă să ne gândim, noi... Acum ne întrebăm. Dar n-am știut oare mai de mult timp că doamna va pleca? A fost o lună înainte. Da. O lună, dacă nu înainte ne-am înțeles. La privat. Da. Dar medici ăștia care au ieșit la pensie nu mai merg reactivați în sistem, care sunt buni de muncă. N-a fost medicina de familie e un fel de activitate. Nu, mă privat. Meserie liberală, da. Trebuie să fii calificat, să ai facultate de medicină. Doamne, tot fug de la medicul de familie pentru Casa de Asigurări, le dă o anumită sumă de bani care astăzi este foarte proastă, care să-și plătească chirii, curent. Serviciile medicale, asistent, salariul de vizitor. Serviciile medicale să plătesc foarte prost la salariul. Ce să vă spun? Ca să nu rămâi craiște fișele alea că le-au lăsat acolo, am pus un om de la primărie să aibă să ție. Că începând din mâine nu o să mai vină nici acești domni de la Cuțofănești. Păi n-au mai venit că nu au fost condiții. Păi nu. Eu, ca medic, ar da un exemplu, trebuie condiții, nu? Obligat. Doamna de la Cuțofănești nu trebuie judecată. Nu trebuie. Au venit în ajutor, nu? Eu am ființă de a fost din puțini medici după Valea Trotușului care a făcut teste de hepatită. Da, da. Sute de teste le-a adus. Nu, alți medici după Valea Trotușului nu au făcut acest lucru. Poate nu, la Cuțofănești face. Bine, la Cuțofănești e altceva, e dispensarul proprietarii. Dar nu-i meritul, doamne, doamne, Comuna, nu este adevărat, domnul. S-a cumpărat că a avut bani. Investiția din cabinetul medical, tot ce acolo, e a doamnei doctor. Păi, nu așa, doamna Macovei și-a luat investiția de acolo.
Au rămas pereții, că și dânsa dacă ar pleca la Cozovănești, ar rămâne pereții. Problema este alta, noi trebuie să ne atragem intelectuali în comuna Gâlzi, măcar pe, adică dacă putem pe cei care nu sunt băștinași de aici, ce le oferim? Navetă? V-am rugat în primul an de mandat să ne gândim să facem un bloc, o construcție. Este singura comună de pe Valea Aeră, unde n-are o cărămidă pusă în 30 de ani. Un bloc cu 4 apartamente, cu 5 toate. Mai făcut o comună, blocuri în coate, la 9-10. Să mai scrii cineva la cuvânt, la zi. Trebuie să ne referim condiții, așa cum spune...